S-a săturat de câte ori am venit aici. Mai să știți că anul ăsta vă și plătesc, nu? Am aflat, da. L-am plătit că de multe ori am venit săracul fără bani, am avut bani, vă spuneam că anul ăsta am beneficiat de o generozitate deosebită. La anul vor veni alegeri, nu știm cine va veni, dar în orice caz nu vor avea curaj, că sunt peșera e plină, asta înseamnă 3.000 și ceva de oameni, o să scrie toți câte o scrisorică. Plătiți-l voi, copăie tău, plătiți-l voi! Deci o să avem bani și la anul. Mai este urmează? Persișe marș. Da, deci marș persan. Avem ceva persoane din Irak, Siria, pe aici, să facă un semn cu mâna. Deci vă dedicăm acest marș persan vouă, prietenilor din Persia extinsă, toată Asia. Și ca să nu mai deranjez a doua oară, eu am să prezint numai când vine Gabriela. Maestre, o să vă rog să luați și lucrarea a doua, și anume sânge lienez, nu? Care este lucrarea preferată de profesorul meu, care când era mic cânta și nu știa. Și îi cântam în loc de sânge, cald lienez, îi cântam lapte, cald lienez. Deci, marș persan. Thank you.